este un moment pe care îl așteptam deja de câteva luni. Băieții ceilalți care nu sunt acreditați au trecut prin toate etapele teoretice, iar în momentul când am venit pe teren, sunt alte trăiri, alte emoții. E o chestie de obișnuință, de practică, pentru că fără exerciții foarte multe o să întâmpinăm dificultăți în timpul jocurilor. De asta, probabil și ați și văzut, situațiile nu sunt reale, este un pic forțat ceea ce facem, dar ne ajută să exersăm foarte multe situații, pentru că cei din cabina vor, la început, și asta e un mesaj pentru toată lumea, evident că timpul este important, dar cel mai important este acuratețea deciziei. De asta s-ar putea ca în primă fază, poate deciziile pe care le iau o să dureze un pic mai mult, dar încet, încet o să scadă și timpul în care ei o să ia aceste decizii. Ție ți este mult mai familiar acest sistem. Cum se descurcă ceilalți colegi? Am avut șansa în decursul anilor să lucrez foarte mult. Am fost acreditat de către UEFA și FIFA mult, mult mai repede. Evident că orice început este dificil, dar după antrenamentele care le-am făcut offline, trecerea, deși aveam unele semne de întrebare, să știți că a fost o trecere foarte bună, ușoară. Băieții chiar au reacționat foarte, foarte bine, peste așteptările noastre, și gândiți-vă că este doar a doua zi. Până o să fim la startul sezonului viitor, o să fim pregătiți 100%. Pentru dumneavoastră, care a fost trăirea la primul meci? Primul meci ca și VAR, nu ca și arbitru cu VAR, ca și VAR a fost la Cupa Confederațiilor în 2017. Adică am făcut un curs de 7 zile intensiv înaintea competiției și am intrat direct în meci. Am avut Portugalia-Australia, un meci extrem de dificil. Trăirile sunt mult mai intense decât pe teren. Foarte. Nu, n-am avut un fair review, am avut șansa să am un arbitru foarte bun care a luat deciziile bune, nu, dar trăirile sunt mult, mult mai intense. Mi-aduc aminte că 2 ore după acel joc am avut o durere de cap incredibilă, pentru că o presiune atât de mare, cu ceva nou, ești înconjurat de o altă lume cu care nu ești obișnuită. Ca și arbitru ești în teren, dai deciziile și mergi mai departe. Acolo nu ai voie să faci nicio greșeală, pentru că ai 20 ceva de camere la acel nivel și nimeni nu o să poată să înțeleagă dacă facem o greșeală. La fel cum sunt fel convins și aici opinia publică, echipele, o să aibă așteptări foarte mari de la noi, dar trebuie să înțeleagă toată lumea că vor fi situații care unul la unul s-ar putea camerele să nu acopere foarte bine, infrastructura stadioanelor s-ar putea să nu ne ajute în toate cazurile, dar la fel de bine trebuie să înțelegeți că tot ce este în zona gri este dificil de intervenit. Evident, pe cum se va apropia momentul debutului, probabil și dumneavoastră, dar în primul rând echipele, o să primească niște instrucțiuni, o să vedeți o linie de intervenție la nivelul ligii întâi și dumneavoastră și toată lumea o să știe la ce să se aștepte. Deci nu vă închipuiți că sau echipele sau toată lumea, media și opinia publică și telespectatorii, să nu se aștepte ca la orice situație să intervenim. Nu ăsta este scopul acestui sistem. Sistemul acesta a fost conceput ca acele greșeli mari pe care, din păcate, le facem, să dispară. Ăsta este scopul principal acestui sistem. Cum va fi viața voastră fără celebrele scandaluri după meci? Sunt celebre? Da? Le savurați dumneavoastră mai mult decât noi. Asta nu cred că... Cred că putem să ne obișnuim și fără ele. E o viață foarte liniștită. Sper să avem o viață mai liniștită. Sper ca în momentul când se termină meciul, toată lumea care a avut șansa să vadă 10 reluări în fața televizorului, la o situație clară și pe care, să zicem, noi am greșit-o, mergem, avem a doua șansă să vedem faza, luăm decizia corespunzătoare, cea corectă, se liniștește toată lumea, la fel și noi putem să mergem liniștiți acasă și să ne pregătim pentru următorul meci.